un fenomen pe internet, un așa numit meme, un corean, un sud-corean, ce anume Psy pe nume, a scos această melodie, Gangnam Style. Are un refren destul de catchy, destul de infecțios, deși foarte puțin oameni înțeleg ce spune pentru că este în coreană. Este o melodie de critică socială, dar... iar mi-a uitat microfonul. Dar mai important... Când încep cu Black Hat, atunci. Dar mai important de atât, a creat un dans foarte catchy, pe care îl practică, îl dansează foarte mulți oameni în jurul lumii, îl puteți găsi pe net, Gangnam Style. Este ceva în genul, dacă vă uitați la imaginea asta, este o stilizare cartuniș al lui Psy, cântărețul, și cam așa arată dansul. El personal l-a descris ca fiind călărirea unui ponei imaginar. După cum vedeți, mâinile sunt încrucișate ca și când ar ține un ham, iar picioarele se mișcă exact ca și când ar călări un ponei imaginar. Ritmurile sunt foarte catchy, cei 3-4 din sală care nu l-au auzit, vă recomand să-l auziți, ori îl veți îndrăgi, ori îl veți urî, ori ambele. Este peste tot pe net, deci nu... probabil chiar îl știți, dar nu știți că îl știți. Bun. Acum, de ce, la ce trebuie să mă uit ca să schimbe slide-ul? Că asta nu am discutat. For a small fee. For a small fee. Cât costă click-ul la voi? Asta e al doilea slide? Asta e al doilea? Da, da. Asta? Da, da, asta e. Perfect, lasă-mă așa. Bun. De ce Gangnam Style? Pentru că, după cum vă spuneam, este un fenomen. A creat furor peste tot în lume și foarte mulți oameni îl practică. Click. Click. Okay. Bun. O vedem aici pe Britney Spears, la Ellen DeGeneres practicând dansul, sau mai bine învățând, învățând frumos, să practice dansul. Îl vedem aici pe Wolverine practicând dansul, adică până și el, oricât de dur ar fi, nu a putut rezista. Dar mai important de atât, îl vedem pe Eric Schmidt, CEO de la Google, practicând dansul și, poate și mai important, pe secretarul general al Națiunilor Unite, practicând Gangnam Style, la o întâlnire a Națiunilor Unite. Chiar același secretar general, probabil influențat și de naționalitatea comună între el și Psy, l-a declarat ca fiind o forță pentru pace în lume, acest opa Gangnam Style. De ce am ales această tematică pentru prezentarea mea? Una, pentru că aș alege în mod derușinat orice motiv pentru a băga lucruri care îmi plac mie în prezentările mele despre SEO, și doi, pentru că într-adevăr mi se pare că sunt foarte strâns legate ideea de a eficientiza, a marketa ceva într-un mod amuzant, într-un mod în regulă, într-un mod user-friendly, dar care să îți aducă și ție un câștig, cu modelul pe care l-a impus practic acest Gangnam Style, care, dincolo de aparențele amuzante și distractive, este într-adevăr o industrie în sine, este o forță de marketing. Bun. În opinia mea, așa ar trebui să arate o pagină de produs ideală. Este un wireframe cu o pagină de produs pentru un e-shop oarecare. Acest e-shop se numește Magazinul lui Horia. Vedeți acolo sus în URL, magazinul lui Horia.ro. Iar produsul pe care l-am pus la vânzare aici sunt cursuri de dans Gangnam Style cu un profesor licențiat. Bun. Din punctul meu de vedere, atunci când ne uităm la un e-shop, spre deosebire de un site obișnuit pe care îl putem analiza în totalitate, la un e-shop trebuie să ne uităm în mod granular, adică trebuie să analizăm cele mai importante pagini, sau mai bine este template-uri de pagină. Acestea ar fi pagina de produs, pagina de categorie, homepage-ul, foarte important, și, bineînțeles, dacă mai există pagini de subcategorie și așa mai departe. Dar în special produs, categorie, homepage. Dintre care, bineînțeles, cea mai importantă este pagina de produs din punctul meu de vedere, pentru că aceasta este pagina care convertește în cele din urmă. Aici, după cum v-am spus, am creat un wireframe despre cum văd eu o pagină ideală de produs. Acele stegulețe galbene numerotate, nu știu cât de bine se văd, indică anumite elemente despre care aș vrea să discut, elemente importante care nu ar trebui să găsească nicio astfel de pagină. Am eliminat de aici, după cum se poate vedea, meniuri, header, footer și orice alte elemente, pentru că despre acestea voi vorbi un pic mai târziu. Acum vreau doar într-adevăr să spun pe ce elemente este important să ne concentrăm atunci când optimizăm pentru motoarele de căutare o pagină de produs pe un e-shop. Dacă vă uitați sus, nu se vede titlul. Titlul este Cumpără lecții de dans Gangnam Style cu instructor personal. Titlul paginii. Acela este, bineînțeles, meta-title tag-ul. URL-ul este magazinul lui Horia.ro /produse/lecții de dans Gangnam Style, mă rog, și așa mai departe. Practic, produsul. Bun. Apoi avem la numărul 3 breadcrumbs, la numărul 4 avem un header tag, unde repetăm numele produsului, la numărul 5 avem imaginea. Nu prea să văd numele, așa că pot să point cu numele, că nu, eu nu le văd. Cu care pointez? Cred că cu liniuța. Cu ăsta roșu? Da. Arată power off, da. Ah, super, mersi frumos. Mă jucam cu astea când eram mic, pentru că se enervez câinii. Și eu, dar nu câinii. Și tu, dar nu câinii? De obicei, animalele superioare nu prea... Adică mai greu să vezi un om care... Nu știu în ce cartier ai copilărit tu, în schimb. V-am zis că e mai bun ca stand-up. Da. Deci, după cum spuneam, title tag, URL, breadcrumbs, tremură mâna. 4 este header tag-ul, unde repetăm numele produsului. Mulțumim frumos. Cât îți costă? E ok. Nu, că la voi știa PPC-ul, nu. 4, vă spuneam numele produsului. 5 este imaginea. 6, mai multe... nu variante ale imaginii, sunt mai multe imagini. Eu mereu recomand ca, indiferent ce produs ai avea, să încarci mai multe imagini și să oferi posibilitatea clientului de a vedea mai multe opțiuni. Fie că e un aparat foto, îl vezi din mai multe cadre, îl vezi din mai multe unghiuri și mai departe. Fie că îl vezi în acțiune, să spunem, recomand să fie mai multe imagini. 7, aici este o descriere a produsului, o descriere pe scurt. Aici, cu bife, puteți vedea o listă de beneficii, să spunem. La 9, foarte important, un widget de social sharing. Apoi trecem în partea dreaptă, 10, un motor de căutare on-site, un element foarte important, voi vorbi și despre acesta. Număr de telefon obligatoriu sub, cel puțin în opinia mea, sub câmpul de căutare, pentru că s-a dovedit în repetate rânduri că, indiferent de gradul de competență al utilizatorilor sau al vizitatorilor site-ului, fie că în România sau în alte țări, oamenii preferă să vadă un telefon fizic, undeva în partea aceasta, în partea de dreapta sus a ecranului. Am adăugit, de fapt, o întrebare. La Super Week, eveniment dedicat Search Engine Marketing-ului, de la Sinaia de acum 2 zile, am aflat un lucru. Da. De la un... cineva care făcea affiliate marketing, dar făcea internațional, da? Spunea că n-ar face affiliate marketing pentru niciun magazin online care are numărul de telefon afișat pe site. Corect. Și de ce? Păi, funnel-ul de conversie, îi dai și... Stai, internațional. Nu, stai puțin. Da, ok, se poate măsura. În afiliatul internațional, traficul din afiliere generează ascunderea numărului de telefon. Asta n-am precizat. Corect. În România încă nu. Că nu-i fair față de afiliat. Da. Nu, dar asta e o idee care am auzit-o atunci și am zis că... Nu, e bine de reținut pentru afiliate, dar vorbim de lucruri de oameni maturi aici, de SEO. Pietrele puteți arunca după prezentare, măcar ascultați-o până la final. Nu, e un punct foarte bun, acum serios vorbind, dar pentru ideea de usability, pentru încrederea omului, în general, din punctul meu de vedere, este recomandabil să fie acolo pus. Acum, sigur, putem discuta cu specialistul de affiliate. Fac ceva greșit? Nu, te întreb. Telefonul nu ar putea să fie și sub sau în dreptul butonului de comandă? Ar putea, sigur. Ar putea. Undeva în partea din dreapta, am zis. Sigur, poate fi sub butonul de comandă, în dreptul butonului de comandă, de acord, de ce nu? Ideea e că mie, mai ales pentru piața din România, mai ales pentru piața din România, aș prefera să fiu un pic mai departe de butonul de comandă, ca lumea să nu aibă impresia că se face comandă prin telefon sau că acela cumva, în mod magic, îți deschide o conversație telefonică. Am întâlnit și astfel de situații. Știu că s-ar putea, pentru specialiștii SEO, să sune ridicol, dar există situația și prefer atunci să fie mai așa. În fine, trecând mai departe, butonul de comandă, foarte important. Sub butonul de comandă, de obicei, e bine să fie niște badge-uri de încredere, verificat de Visa, de PayPal, de și mai departe. Apoi, imediat sub partea de prezentarea produsului, recenzii ale clienților. Foarte important, voi vorbi despre acest aspect. Partea asta de video este una, mă rog, să zicem, disputată. M-am disputat foarte mult specialiști. Unii zic că ar fi bine, alții că e, că e bine dacă e foarte complicat și că nu e așa important. Dacă puteți crea video content, cu siguranță ajută. Dacă nu, poate lipsi această secțiune de aici, pentru că știu că e mai dificil să creezi video de calitate. Ce scuze că te întrebi, doar să întreb dacă e mai bine să am video postat la mine pe săptămână sau să le de YouTube? Da, o întrebare foarte validă. În general, eu recomand hostare externă, YouTube, MetaCafe și așa mai departe. Pentru SEO nu impactează atât de puternic, pentru că e contul tău, cu siguranță, adică recomand într-adevăr să fie un cont al firmei, al brandului și mai departe, și poate fi embedded, poate fi preluat din YouTube fără niciun fel de problemă. Deci embedded, într-adevăr. Preferabil pentru a ușura serverul, ca zic așa de... Bun. Secțiunea de Q&A și FAQ, sau FAQ, cum îmi place românilor să o citească. Este o secțiune foarte importantă pentru generarea de content. Din nou o să vorbesc despre asta. Un site de e-shop de obicei este foarte sărac la capitolul content. Și aici mantra content is king se aplică foarte greu din cauza sărăciei de content cu care suntem obișnuiți. Produse similare, aici din nou pentru structura de internal linking recomand să existe o secțiune de produse similare care evident să funcționeze până la urmă algoritm, chiar să afișeze produse similare, nu cum am mai văzut la alte e-shop-uri, doar niște produse la întâmplare. Tu te uiți la un aparat foto și el îți arată CD-uri sau orice altceva. Bun. Vorbim un pic despre meta title tag. Meta title tag, după cum cred toată lumea știe, e bine să conțină numele produsului. Doar că pentru site-urile de e-commerce apare o mică problemă. Este foarte complicat să creezi meta tag-uri în general unice pentru fiecare pagină în parte, pentru fiecare... Sunt mii, sute de mii, milioane de pagini probabil. Și este foarte complicat. Și atunci ce recomand întotdeauna este să se folosească expresii regulate. Acestea sunt practic acele placeholdere, cum ar veni, tu îi spui că atunci când introduci parametrul $, el să vadă preț. Când tu introduci parametrul product name sau p-name sau ceva genul acesta, el să înțeleagă că trebuie să-și ia numele produsului și să treacă acolo. Aceste expresii regulate ajută pentru că poți crea un număr de templates, nu preferabil nu 1, ci 10, 50, 100, câte reușești să creezi, pe care să le aplici random paginilor după un anumit algoritm. Sigur, stabilești algoritmul împreună cu developerul și găsești cea mai bună soluție pentru a crea title tag-uri unice, chiar dacă nu... Întrebare. Ar fi bine să poți edita title? Da, absolut. Ar fi bine. Ideal ar fi, evident, ideal ar fi să poți edita title tag-urile ulterior. Dacă nu... Aia e. Nu e atât de grav, dar ideal ar fi să le poți edita ulterior, pentru că nu poți să știi cum se schimbă strategia de SEO, nu poți să știi ce produse apar, cum se schimbă strategia de marketing și mai departe. Call to action și diferențiator. Dacă v-ați uitat la produsul meu, scria cumpără lecții de dans Gangnam Style cu instructor personal. Deci nu scria doar lecții de dans sau lecții Gangnam Style. Este foarte important, din punctul de vedere, să folosești un call to action în title tag. Deci oriunde numești produsul, să folosești un call to action. Cumpără sau cumpără, să zicem. Cumpără acum, cumpărați și mai departe. Un call to action un pic cam puternic, cumpără. Adaugă un cod. Step by step, nu? Pas cu pas până la conversie. Step by step până la conversie, dar dacă găsești altul mai bun, sigur, aici e treaba copywriterului. Dar în general, aș include în numele produsului un call to action. Și diferențiator, foarte important. La mine diferențiatorul era că este instructor personal. Și dacă vă uitați acolo, în descriere, la numărul 7, sunt cursuri profesioniste de dans Gangnam Style cu maestru, centură neagră 10 dan, fost discipul al lui Psy. Deci, automat, capătă mai multă relevanță pentru cine caută. Este un instructor, e un diferențiator. Nimeni pe piață nu oferă lecții Gangnam Style cu un instructor personal Psy sau nu știu eu de el. Bun, meta-description-ul, exact la fel ca și meta-title tag-ul, trebuie să conțină numele produsului, trebuie să folosim regular expressions și generăm acele template-uri cu care populăm tag-ul meta de description. Tot așa, call to action diferențiator, aici este mai posibil să-l folosești decât la title tag, pentru că spațiul îți oferă mai multe, e mai generos. URL-ul. Din punctul meu de vedere, pentru structura site-ului și pentru a nu te împotmoli, ca să folosesc acest termen, în URL-uri și pentru a nu avea probleme cu duplicate content, recomand folosirea acestei scheme, să spunem. Adică avem site, dăm click pe o categorie, ne duce la slash categorie, dăm click pe o subcategorie și la slash subcategorie, dar în momentul când suntem pe pagina de subcategorie și dăm click pe un produs, nu ne mai duce pe slash categorie, slash subcategorie, slash produs, ci ne redirectează pe site.com slash produse slash produsul.html. Și acesta ar fi o pagină, acesta ar fi calea, slash produse și toate produsele, pentru orice produs am avea în inventar, să spunem, avea pe stoc. De ce? Pentru că, după cum spuneam, nu mai ai probleme cu duplicat content, nu există, nu trebuie să te chinui cu rel canonical și mai departe. Dacă nu se poate această variantă, este acceptabilă și aceasta, în care avem site.com slash categorie slash subcategorie slash produs HTML. Dar este foarte important să folosim rel canonical-uri, să ne asigurăm că... Da. De ce nu mai pune direct produsul în root? Produsul în root? Nu recomand, adică site.com slash produs, nu? Produsul 1, produs 2. Nu recomand asta pentru că, de obicei, nu e foarte logic pentru... Nu are treabă cu breadcrumbs, are treabă de cum crolează Google pagina. Google se așteaptă să avem o arhitectură foarte plată. Voi arăta o schemă mai târziu, dar să fie și logică. Adică să se deducă cât mai granular. Deci pentru Google, în opinia lui, ideal ar fi asta. Aceasta. Site.com categorie, subcategorie, subcategorie 1, produs 1, produs 1, detalii, HTML. Deci el asta ar vrea. Nefiind foarte prietenos pentru site-ul nostru, am găsit acest workaround, nu l-am găsit eu, l-am găsit alții mai deștepți decât mine și eu îl aplic, care cât de cât, să zicem, e un compromis. Să faci site.com slash produs 1, produs 2, deja e foarte forțat, da, adică nu prea mai respecti nicio... Nu este intuitiv ca arhitectură și Google asta se așteaptă, la o arhitectură intuitivă și granulară, care unul să ducă către celălalt. Bun. Un alt punct foarte important și ultimul la URL este că nu trebuie să conțină parametri. Există astfel de site-uri unde URL-ul arată exact așa. Cat, produs, 1543, e o varză. Nu ajută la SEO și nu... Este cea mai proastă variantă de URL pe care o aveți. Deci unde posibil folosiți keywords în URL, dar mai important decât keywords, folosiți cuvinte. Ne uităm din nou aici, vom vorbi acum despre user-generated content, care sunt, după cum vă spuneam, aceste secțiuni. Recenziile clienților. Eu recomand tuturor e-shop-urilor să-și facă o secțiune de ratings and reviews, unde clienții să poată trimite recenzii, păreri, opinii, comentarii și mai departe la adresa produselor. Nu trebuie să fie cenzurată, sigur, o moderare trebuie să existe, dar dacă unul spune că nu i-a plăcut produsul, nu trebuie să-l cenzurăm. Deci fără cenzură. Sigur, dacă unul zice Nokia e de cenzură, putem să ștergem comentariul drept spam. Dar restul nu. Vor fi recenzii bune, vor fi recenzii proaste. Modelul Amazon mi se pare că funcționează foarte bine și este foarte util pentru SEO. Și anume, afișăm primele 3 până la 10 comentarii pe pagina de produs, efectiv, cum ați văzut în screenshot-ul meu. Aici, să spunem că ar fi 3 sau 10. Următoarele comments ar fi pe o pagină separată de reviews, care poate fi un subfolder sau un subdomeniu, adică poate fi site.com/reviews sau poate fi reviews.site.com. Putem încuraja clienții să scrie aceste reviews pentru că, din proprie putere, dacă nu există sau există puține, clienții nu vor fi neapărat foarte înclinați să scrie. Îi putem încuraja prin oferindu-le varii freebies, adică varii lucruri, varii documente și mai departe gratis, download-uri gratis, le putem oferi discount-uri, vouchere, cupoane de reducere și alte chestii, putem face un concurs de review-uri, cea mai bună recenzie sau cea mai share-uită pe Facebook sau lucruri de genul acesta, primește ceva, primește un premiu sau o reducere specială. Putem face puncte virtuale sau badges pentru a include cumva ideea de gamification în tot procesul, adică facem un fel de comunitate virtuală în care facem o competiție, câștigi badge-uri la Foursquare sau câștigi puncte virtuale pe care eventual le poți converti în bani sau în produse sau chestii de genul acesta pentru a încuraja oamenii să dea recenzii. Și bineînțeles concurs, concurs de review care funcționează fiecare dată. Pentru că ai pomenit de Amazon, din ce știu eu, Amazon permite comentarii și poți să dai ratinguri acolo și din ce știu, cele mai bune comentarii care au primit cele mai bune ratinguri, care au fost considerate utile, primesc din partea Amazon persoane respective, fie produse în test, fie vouchere, exact, chestii de genul ăsta. Exact, exact. Și este un model foarte bun și evident funcționează. Bun. Partea de video de care vă spuneam este foarte dificil de făcut pentru că este una dintre cele mai ușor de greșit, să spun așa, pentru că un video făcut prost, un video de calitate proastă, un video neprofesionist, un video slab în care nu se aude, nu e audio bun, nu e video bun sau pur și simplu nu aduce nimic în plus, e mai rău decât lipsa unui video. Deci mai bine, dacă nu se poate, nu facem video și sărim peste. Un video bun ajută foarte mult la CTR, oamenii se uită la video, oamenii caută vizual, să zic așa. Deci interesează mult mai mult decât să scrii o poveste foarte lungă, îi interesează mult mai mult să vadă niște recenzii, videouri de unboxing, video de folosire și așa mai departe. Ajută la retenția pe site, ajută la CTR, pot fi share-uite, pot fi interconectate mult mai bine cu alte canale, deci ajută în această idee de web modern. Da, e o chestie deșteaptă să le cer furnizorilor sau producătorilor materiale video produse de ei? Nu, pentru că de obicei se vor găsi și pe alte canale și în afară de asta nu sunt neapărat... De obicei nu sunt atât de reușite, adică... alte canale, dar magazinul meu se regăsesc lângă produsul meu. Adică nu mai trebuie să caute... Dacă nu există altă posibilitate, iar videourile sunt de calitate, da. Răspunsul este da. Din nou, situația ideală, îți creezi tu videourile tale cât mai inteligente, cât mai share-uibile, cât mai informative. Dacă nu se poate, sigur, următorul pas este, da, putem avea videouri de la furnizor, de la producător și așa mai departe. Deci da, este și aceasta o alternativă, dacă prima nu se poate. Sigur. Dacă vreți, aș avea aceeași întrebare și pentru imagini. Dacă eu am niște produse și am venit de la furnizor imaginile respective, este mai bine să le las? Preferabil imagini proprii pot fi lăsate. Să presupune că sunt de la furnizor și... Le las? Nu există, nu am timp să creezi content atunci când într-adevăr vrei să faci SEO. Un moment. Deci nu există acest... Astfel am putea discuta și despre contentul text, dar nu pot să pun canned description. Canned este practic descrierea pe care o am de la furnizor. Nu pot să pun imagini, dar nu pot să pun videourile. Da, sigur că se poate. Știu, textele trec mai repede, dar eu mă referam acum la imagini. Aceeași poveste. Le zic din robot sau le las chiar dacă sunt și pe alte site-uri și au apărut acolo prima oară? A, dacă să le... Nu le-aș interzice din robot, pentru că chiar dacă ele se regăsesc și pe alte site-uri, nu îmi impactează cu nimic negativ site-ul. Ideal ar fi, într-adevăr, să am pozele mele, pentru că atunci e mult mai interesant, pot să mă joc cu Pinterest, pot să mă joc cu image search-ul de la Google și pot să fac o groază de alte lucruri. Dacă nu se poate, da, le am pe furnizorul și nu, le las așa, nu le deselau, nu... Mersi mult. Pentru puțin. Horia. Da. Informațiile sunt foarte utile. Am văzut oameni care își notează, ceea ce e foarte bine. Da. Să mă grăbesc, așa, super. Cât mai am? 2 minute, am înțeles. Bun. Acum 2 minute. Acum 2 minute, am înțeles, super. Bine, bun. Foarte important la videouri, dacă faceți videouri, folosiți video sitemaps. O să găsiți prezentarea, bănuiesc, pe lumea SEO pe pc.ro. am pus un link acolo. Dacă nu like, așa ai zis și de-aia trecută. Nu și acolo sunt niște explicații, v-am pus un URL cu explicații de cum se poate face un video sitemap. Nu un sitemap video, ci un, un sitemap pentru videouri. Chiar de la Google. Fiți creativi, aici am dat exemplu Willet Plant, pe care îl știe toată lumea. Acele experimente cu varii ustensile, iPod-uri și mai departe, pe care ei le testează dacă pot fi blenduite. Le bag în blender, mă rog, sunt virale, funcționează. Acum ajungem la partea de pro tips, cea mai importantă, cea pentru care nu mai am timp. O să încerc să trec foarte repede prin ele. Eforturile de SEO, copywriting, din punctul meu de vedere, trebuie concentrate pe product description, deci pe pagina de descriere. Fie că este vorba de o pagină separată de informare asupra produsului care linkuiește către pagina de produs sau pagina de produs însăși, pentru că acela este miezul contentului pe care îl vom avea noi, generat de noi, în afară de cel user generated. Automatizarea linking-ului intern. La fel ca și în cazul contentului și a meta-urilor, este foarte dificil pentru un site atât de mare, cum este un e-shop de obicei, să faci o structură de internă linking consistentă și să menții eforturile pe toată durata, pe toată viața e-shop-ului. Și atunci poți să o automatizezi prin vari trucuri, adică pui produse recomandate, pui produse similare, top produse, pui link-uri de pe blog, feed-ul social, adică practic canalele social media, feed-urile Twitter, Facebook și mai departe, pui link-uri în sidebar, către pagina categorii și mai departe. Folosește filter navigation, adică asta înseamnă că practic clientul poate căuta produsele mele în mod normal, dar poate căuta și după culoare, preț, rating, model și așa mai departe. După cum vă spuneam mai devreme, structură cât mai plată. Aceasta este o arhitectură a site-ului care funcționează și pe care Google o recomandă și specialiștii SEO de obicei o recomandă pentru un site. De cele mai multe ori nu vom reuși să avem o structură atât de bine organizată, sau pe atât de puține niveluri, mai bine zis. În schimb, trebuie să o ținem bine organizată și trebuie să urmeze modelul acesta, indiferent pe câte niveluri se duce. Există acea regulă de 3 clicuri, care spune că un produs nu trebuie să fie mai departe de 3 clicuri de homepage-ul tău. Rare ori se respectă la sânge această regulă, dar trebuie să fie cât mai aproape. Deci luați-o ca pe o, nu ca pe un imperativ, ci mai degrabă ca pe o sugestie care trebuie urmată cât mai îndeaproape. Bun, am și zis despre această regulă de 3 click aici. Bun, foarte multe e-shop-uri folosesc un 404, un cod de eroare, dacă produsul este temporar indisponibil. Și când revine produsul, activează pagina. Este o tactică foarte greșită, nu faceți asta, afișați mesajul produsul momentan nu este disponibil și oferiți soluții de navigare. Adică nu doar spuneți, nu-l avem, ghinion, du-te pe homepage, nu. Oferiți soluții de navigare, adică, de exemplu, puteți lăsa un câmp pentru lead generation, lasă-ți mail-ul aici și te vom anunța când produsul devine disponibil și chiar să anunțați. Produse similare sau către pagina de categorie, dacă altceva nu se poate. Măcar nu avem aparatul Canon 154, dar iată pagina asta de aparate de foto. Da, aici avem noi două sugestii pe care le... 2 secunde, vă zic. Se înregistrează și de asta s-a auzit după aia. Da, deci două sugestii pentru situația asta. Dacă nu mai am produsul pe stoc sau în ofertă, pot odată să redirecționez pagina către cea mai apropiată subcategorie. Asta înseamnă că îmi transfer și link-urile pe care le aveam către pagină, către o pagină relevantă și utilizatorul ajunge către o pagină relevantă, pentru că dacă era căutat iarăși televizoare Samsung și ajung televizor Samsung XYZ și ajung pe pagina cu televizoare Samsung, cel puțin sunt și mai aproape de direcție. Noi ne-am dat seama că se degenerează un bounce rate foarte mare în momentul în care scrie mare produsul nu mai este în ofertă sau nu e pe stoc. Varianta alternativă... Și a doua variantă... Nu, că putem să stăm până la 11, așa. O, perfect, și lumii! Hai să întoarcem așa. A doua variantă este să îi ofer cât se poate de aproape de... Nu mai am în stoc produsul, să ofer niște produse similare. Corect. Similare și să-i spun, uite, ai și reducere de 10%. Corect, corect. Prima variantă, cea cu redirect către categorie, eu aș sugera-o în cazul în care produsul este indisponibil temporar, iar dacă este indisponibil, dacă este nedisponibil pe termen nedeterminat, deci nu-l mai aducem înapoi, gata, s-a terminat, atunci, nu, scuze, am încurcat, pentru că am scris greșit acolo și de-aia am încurcat. Deci, dacă este indisponibil temporar, puneți acel mesaj este indisponibil și oferiți variante de navigare. Dacă produsul a fost eliminat definitiv, atunci recomand și eu redirectul 301 către cea mai apropiată subcategorie, categorie și mai departe. Dar în niciun caz nu folosiți 404, este cea mai proastă idee. Dacă se targetează mai multe țări cu e-shop-ul nostru, folosiți acest markup rel alternate reflang X. Din nou am pus un link, este foarte util pentru cei care targetează mai multe limbi cu e-shop-ul lor și au diverse variante de shipping, diverse informații de preț și așa mai departe pentru diverse țări. Merită să ai un blog, o tot spun oamenilor care au un e-shop și nimeni nu mă crede, pentru că ajută la foarte multe lucruri. Trafic pentru long tail, lead generation, conversii, etc. Link baiting, îți oferă o sursă inepuizabilă, dacă o faci bine, de linking către site-ul tău, către blog și mai departe. Nu mai zic de internal linking automatizat de care vorbeam mai devreme. Oamenii nu profită de asta, ar trebui, pentru că, după cum spuneam, un e-shop este obicei foarte sărac de content, deci nu este în siguranță nevoie de așa ceva. Foarte important, atât pentru oameni, dar mai ales pentru Google, paginile despre noi, pagina de contact, care trebuie obligatoriu să conțină un e-mail, telefon, adresă de contact, adresă fizică, o hartă, eventual, cred că nu mai e o problemă în zilele noastre să ai o hartă pe site, deci nu e așa problematic. Pagina de suport, fie că e vorba de un e-mail, fie că e vorba de telefon, fie că e vorba de un protocol de chat sau ceva, trebuie să existe. Oamenii sunt mai în siguranță și mai în regulă atunci când pot apela la cineva, la un customer support, la un operator care să vorbească dacă au vreo problemă cu produsul sau cu politica site-ului. Nu uitați de privacy policy, terms of use, user testimonials, badge-uri de încredere, certificate de securitate și orice alt element de încredere care îi confirmă clientului că este safe, că este... Adică și trusted, nu aia românească. Trusted, da, toate... Exact, da, foarte în regulă. E cu product placement acest eveniment. Normal. Bun. Și aici un punct foarte important, de asta l-am scris în caps, profită de semantic web. Nu știu, câți dintre voi deja implementați vocabularul semantic web în RDFA, rich snippets și așa mai departe? Nu, hai să zice. Am înțeles. Bun. Deci, există acest concept de Web 3.0, evident. Nu? Dincolo de acest concept, ce se ascunde? Ideea de semantic web, adică Google, Bing și motoare de căutare din întreaga lume au hotărât că ar vrea să meargă un pas un pic mai departe. Nu le mai ajunge ca motoarele de căutare să judece site-uri după relevanță în funcție de contentul pe care noi îl hrănim în site-uri și link-uri, ci vor să... la content ne referim aici, ci vor să înțeleagă cu adevărat sensul cuvintelor, ca zic așa. The meaning, că nu știu cum e, înțelesul, dacă vreți, în română. Ce vrea să zică site-ul respectiv? Ce înseamnă de fapt? Lasă că există textul pe care robotul interpretează mot-a-mot atunci când îl craulează. Ce înseamnă site-ul ăla cu adevărat și este cu adevărat util pentru utilizator atunci când îl găsește? Pentru asta au creat un markup special, un vocabular special, care intră sub această categorie permisivă de semantic web, în care intră mai multe vocabulare de microdata, pe cum RDFA, rich snippets. Protocolele pe care le acceptă Google și Bing se găsesc pe acest schema.org. Dacă intrați pe schema.org, schema.org, veți găsi vocabularul pe care Google și Bing îl acceptă și îl recunosc pentru a crea aceste, cum să zic, mă rog, ce este de fapt semantic web? Este, după cum vă spuneam, un vocabular, un markup exact ca și HTML-ul, cu varii taguri, precum, după cum vedeți aici, descriere, imagini, reviews. Practic, toate aceste markup-uri există ca un tag separat, gen rel reviews, să-i spunem, în care tu îi spui lui Google că acea secțiune, acel snippet de text, este un review. Că acel rating este un rating. Cine a văzut rich snippets în Google, știe despre ce vorbesc. Și anume, cauți, de exemplu, un produs și găsești câteva rezultate. Din păcate n-am un screenshot. Regret, asta e vina mea. în SERP se afișează niște steluțe de review. 3 steluțe, 4 steluțe, 5 steluțe, în funcție de ce review au dat oamenii, plus eventual o bucată de comentariu. Acest aparat foto m-a satisfăcut extraordinar. Este unul dintre cele mai puncte-puncte. Și atunci dai click. Întrebarea a fost ce faci dacă ai implementat asta și totuși nu apar acele steluțe. Auzi, da. Mă așteptam la întrebarea ce faci dacă l-ai implementat și toată lumea îți înjură produsul. Asta e o întrebare bună, știi? Dacă nu apar deloc, în principiu trebuie să aștepți, ca cum e de obicei bucuria în SEO. Dacă nu apar, înseamnă că după un timp, înseamnă că ori l-ai implementat greșit, ori ai avut ghinion. Se poate întâmpla din moment ce este serios. Se poate întâmpla din moment ce Google încă experimentează cu aceste funcționalități, pur și simplu să nu apară. Pentru România am observat că există unele site-uri care încă au probleme. De exemplu, site-urile de rețetă. Pentru că aceste rich snippets, imediat, pentru că aceste rich snippets te ajută și la un site de rețete. De exemplu, îți afișează, cauți acolo rețetă de friptură de pui. Îți afișează rezultatul și îți arată timp de preparare, 2 minute, ingrediente, pui, măsline și nu știu ce, rating 3 steluțe. Deci sunt și astfel de markup-uri speciale pentru site-urile de cooking. Există? Horia, îmi pare rău că trebuie să te zoresc un pic, așa, dar... Atunci, orice întrebări o să vă mai rog, că nu cred că mai avem timp să și răspundem, să mi le dați eventual pe mail. Nu, nu, întrebările sunt ok, dar... atunci să vi le păstrați pentru final. Pe mine nu vreau să mai aud, nu le vreau. Bun, păstrați-le pentru final și le răspund eu, Ionuț. Bun, deci, după cum vă spuneam, neapărat schema.org, insist și dacă mă scoate afară pe brațe, pentru că este foarte important. Acum, în 2012, cine nu folosește rich snippets pentru un e-shop, într-adevăr, comit o mare greșeală, un pic dramatic, dar are timp să rectifice acest neajuns. Este foarte important să le folosiți. Se pare că, într-adevăr, în viitor vor fi mult mai uzitate decât sunt acum, dar deja conferă un avantaj competitiv remarcabil site-urilor care, într-adevăr, le folosesc. După cum spuneam, uitați-vă pe schema.org, căutați RDFA, căutați rich snippets, citiți despre ele. Este fabulos, într-adevăr, este un alt domeniu, este aproape link building, este echivalentul în magnitudine cu domeniul link building, este ceva nou, te ajută, îi spune lui Google să-ți afișeze locație, angajați, până și joburi, există un markup, un tag de markup, în care tu îi spui lui Google că aceea este o pagină de jobs și când eu caut joburi online marketer în București, el îmi afișează site-ul tău mai presus decât e-jobs eventual, pentru că ai acel markup care îi spune lui Google că ăla e un job de online marketer în București. Deci neapărat folosiți-l pentru e-shop-uri. Bun, acum niște geek tips. Generați un baseline report în mod constant, în mod continuu, cu broken links, cu erori de crawling, cu index to crawl ratio pe care îl aflați din Webmaster Tools, page speed load time. Sunt chestii care se schimbă constant pe un e-shop și care au șansa, într-adevăr, să-ți dăuneze site-ului dacă nu sunt ținute sub control. În special, erorile de crawling și broken links. Mai departe, trebuie să creăm product feed RSS pentru cât mai multe produse, măcar pentru produsele top, dacă nu pentru toate, dar nu e nicio problemă să creezi pentru toate, cu un developer care știe ce face. Editează robots.txt pentru a filtra session IDs. Ce recomanzi vis-a-vis de feed-ul RSS de produse? Recomand să avem aceeași descriere ca descrierea pe care o avem în site sau recomand să construim descrieri specifice pentru un feed RSS? Nu, este destul de complicat și nu are rost. Recomand poate fi aceeași descriere pentru că tehnologia RSS este astfel construită încât să înțeleagă ce vrei să spui și să înțeleagă că este un protocol aparte. Nu-ți trebuie neapărat ceva distinct. Dar poți să mă contrazici, că văd pe față. Poți să te contrazic, pentru că la Super Week a pus această întrebare și răspunsul a fost că ar fi bine... Te-am o doctrină. Da, m-au spălat pe creier. Ar fi bine să folosim descrieri diferite, pentru că atunci când ele sunt preluate, să fie preluate descrierile diferite, nu descrierile care le avem noi pe site. Sigur, asta a fost răspunsul. Eu încă nu cred chestia asta, și de ce? Pentru că mi se pare că este o muncă suplimentară care nu aduce atât de multe beneficii pe cât ar trebui. Dar tot automatizat cu template faci descrierile, adică nu-ți imagina că le faci manual. Adică... Dacă se poate, și noi un programator care spune by default nu se poate, de ce nu? Poți să o faci. Dar dacă e unul care spune, mă, dar e greu, e chinuitor... Știi, când programare nu se poate, înseamnă că vor mai mulți bani, deci nu e principiu. Depinde dacă e in-house sau dacă este outsource. Oricum vor mai mulți bani. Întotdeauna vor mai mulți bani. Horia, eu am făcut prezentarea respectivă și spuneam... Vine și pe scenă, dacă... Imediat vine și Oliviana, după ce pleci tu. Asta e, înțeles. Era vorba să faci un alt feed dacă îl dai pentru comparatoarele de prețuri. Deci nu e vorba de feed RSS, dacă îl dai... Am înțeles. Asta era... Am înțeles. Atunci, da. Păi eu l-ai zis product feed. Păi ba da. Păi nu, dar RSS pentru comparator de proiect. Total altceva față de RSS-ul normal pe care... A, îl dai submit în mema asta. Se auzi, știi, te-au îndoctrinat, dar... Ce facem? N-am înțeles exact. Ai înțeles exact. Ai vrut doar să mă iei așa un pic în coarne, am înțeles. Bun. Un alt tip pentru geeks ar fi să creezi... Toată lumea lucrează cu baze de date când ai un e-shop. Date care au un SKU, au un identificator unic pentru produs, numele produsului și așa mai departe. În acea bază de date aș recomanda și crearea unui câmp de SEO keywords. Va fi foarte de ajutor mai târziu și îți va economisi foarte mult timp atunci când încerci să îți organizezi efectiv munca la nivel de strategie de SEO. Testarea, foarte importantă, testarea de usability, A/B testing, split testing. Asta este un tip pe care eu îl dau la orice sens. Despre orice aș vorbi, vă recomand să testați pentru că este atât de importantă și atât de utilă, într-adevăr. Și îți poate releva niște lucruri la care nici măcar nu te-ai gândit. Revela. Trebuie să creezi o pagină de Google Places, nu este neapărat un geek tip per se, dar n-am avut alt loc unde să-l pun. Mai mi-au spălat creierul cu ceva. Apropo de local targeting, a avut Crumel o prezentare special pe zona asta, pe Google Places. El este da, el e fan, da. Și chiar e util, deci pentru orice tip de business, mai ales nu neapărat brick and mortar, nu era... Da. Ideea e că, într-adevăr, au avantaj competitiv site-urile optimizate local față de site-urile generice pentru keyword-uri locale. Deci, într-adevăr, recomand și eu Google Places, Google Maps, orice tactică de local targeting puteți găsi, aplicați-o. Sitemap-ul XML trebuie revizuit periodic, sitemap-ul HTML trebuie să fie cât mai organizat posibil, mai ales la un e-shop, spre spire de alte site-uri. Trec foarte repede, știi cât de repede citesc? Serios. Foarte repede, link building. Pentru un nișo, spre deosebire de alte site-uri, recomand link exchange, dar nu link exchange-ul tradițional, care prin link-ul reciproc, eu îți dau un link, tu îmi dai un link, ci link exchange-ul tematic, adică parteneria de link-uri. De exemplu, eu vând tricouri, tu vinzi Adidas, hai să ne interlinkuim produsele, dar într-un mod în care Google să nu ne penalizeze pentru link exchange. Activist pe forumuri, blog, commenting, tactice tradiționale. E-shop-urile au un avantaj pentru că pot cere link-uri de la furnizor, pot cere link-uri de la producător, parteneri, clienți și așa mai departe. Pot cere review-uri cu link-uri, pot fi folosit Pinterest-ul, acum în funcție, bineînțeles, și de produsele pe care, dacă ai produse care se adresează bărbaților, ghinion, glumesc, pot fi folosite, dar chiar am găsit niște pinboard-uri foarte interesante cu, practic, era unul colțul bărbaților pe Pinterest. Undeva, nu știu, erau poze cu mustăți, cu motoare, unde ne putem refugia atunci când vrem să scăpăm de borcane de gem, rochii, pantofi și alte. Fii creativ, folosește infografice pe cât posibil. Infografice sună pompos, nu trebuie neapărat să fie spectaculos de bine făcute. Pot fi și un design simplist, dar foarte eficient. Avem chiar aici un infografic foarte frumos, YSEO de la SEO Monitor. Awards, poți să faci niște awards, am văzut că foarte multe bloguri, site-uri, e-shop-uri creează award-urile fashion în România. N-au nicio autoritate, n-au nicio, dar e important, trimit un badge din asta, o chestie înrămată, tu ai fost aleasă Banca Anului în România, 2012. A ales e-shop-ul emag.ro. Foarte tare, ți-l pui. Chiar am lucrat cu o bancă care avea un astfel tabloaș acolo înrămat, nu mai știu de la ce, chiar era de la un e-shop, pe cuvântul meu, Banca Anului, în secțiunea Banking, a luat premiul 1. Foarte tare, n-are niciun fel de relevanță, n-are niciun fel de... Dar oamenii își vor scrie pe blog, vor scrie pe site. Site-ul lui Horia ne-a recomandat ca fiind Banca Anului. Când lucram pentru Smart FM, am făcut o recomandare pentru chitaristul Cypher. E unul dintre cei mai buni chitariști în cluburile underground din România. Vă rog să-mi crezi că până în ziua de azi Cypher mă citează și spune Horia Neagu Smart FM, unul dintre cei mai versatili chitariști, nu știu ce. Oamenii se simt foarte măguliți atunci când îi recomanzi și îți vor da link-uri, dacă o faci inteligent. Poți să faci top 10, oamenii linkuiesc, e una dintre principalele tactici de link baiting. Oamenii nu vor să citească, oamenii vor să țopăie prin contentul tău. Și atunci un top 10 e perfect, că te uiți numai top 1 e ăsta, 2 e ăsta, 3 e ăsta, bun. Nu mai citești ce scrie între. Top 1 telefon Nokia. Aha, specificații bune. Top 2 iPhone. Top 3, bun, foarte bine. How to Q&A și FAQ foarte bune, extraordinar de bune pentru a obține link-uri, pentru a obține user-generated content, concursuri social media, bonus tips. Nu uitați de site-urile de cupoane. Groupon, Fundil, Zoom și așa mai departe. Funcționează extrem de bine. Chiar am un pont din piață. O să apară foarte curând un nou site de cupoane foarte, foarte, foarte interesant. Chiar să vă uitați în online. E făcut de un tip extrem de inteligent și extrem de competent și are șanse să devină unul dintre site-urile principale de acest tip. Pentru străinătate, shopping engines, gen Google Product Search, Shopzilla, Shopping.com, BrowseBoost, Nextech și așa mai departe. Sunt foarte multe astfel de exemple. Acolo funcționează, la noi încă nu, pentru că nu avem astfel de site-uri și pentru că acele site-uri nu au secțiuni pentru România. Așadar, vă mulțumesc și keep on Gangnam!